sute de voluntari au participat în acest weekend la atingerea obiectivului de a planta 1 milion de puieți în cadrul programului Pădurea de Mâine. De altfel, un proiect care vine în ajutorul suprafețelor ce prezintă dificultăți de regenerare. Alături de peste 300 de voluntari, Fundația Pădurea de Mâine a revenit în comuna Dumbrăvița pentru a 5-a oară. Obiectivul inițial, acela de a planta 1 milion de puieți, a fost atins în acest weekend. S-au finalizat două mari proiecte, din care unul este acest Pădurea de Mâine, prin care am hotărât și ne-am angajat să plantăm 1 milion de puieți în 5 ani de zile. De la an la an, numărul participanților a crescut. Am vrut să aibă și latura aceasta educativă, să putem aduce populația și, în primul rând, copiii, tineretul, să vadă cum se plantează, cum începe viața unei păduri. Nu ne propunem să plantăm 1 milion de puieți, ci și să ne îngrijim de faptul că acești puieți se vor prinde. Pentru acest lucru, 5 ani, noi urmărim plantațiile noastre și ne asigurăm că puieții care nu s-au prins vor fi înlocuiți, că se fac toate lucrurile de îngrijire aferente, tocmai pentru ca aceste zone pe care le vedeți, foste pășuni, defrișate în anii 60, să revină, pădurea să revină iarăși la viață. La plantare au participat copiii angajați ai unor companii private, dar și elevi și profesori ai Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Văzând ceea ce se întâmplă aici și pe parcursul anilor, venind alături de noi foarte mulți voluntari, ne dăm seama că trebuie să continuăm. Faptul că alături de noi sunt și autoritățile, e Consiliul Județean, sunt primăriile, sunt ocoalele silvice, gărzile forestiere din zonă. Suntem mândri că putem ca să ajutăm și noi la un proiect de genul ăsta. Proiectul Pădurea de Mâine a luat naștere ca răspuns al nevoii urgente de reîmpădurire a terenurilor private care prezintă dificultăți de regenerare. Din povestea primului milion de puieți plantați fac parte mii de voluntari, proiectul devenind astfel un exemplu pozitiv pentru generațiile următoare despre ce înseamnă datoria față de natură.